Absolvenții de liceu au o nouă șansă să promoveze examenul de bacalaureat. De astăzi a început sesiunea a doua a examenului din acest an, la care participă 46 de elevi din județul Giurgiu. Prima probă pe care au susținut-o elevii care nu au reușit să promoveze în prima sesiune, dar și cei care nu au avut situațiile școlare încheiate, a fost cea de evaluare a competențelor lingvistice la limba și literatura română. Am avut emoții, dar a fost ok. Față de prima sesiune a fost mai greu? Păi nu am mai dat. Nu. De ce mai dat? Am avut o medie încheiată la o materie. Am corigent. Da. Și așa, cum ți s-a părut, ce subiect ai avut? Despre stare civilă, despre o fundație dezvoltatoare a stării civile sau ceva de genul. Cum crezi că te-ai descurcat? Bine, cer. Bună, super. Dar ce subiect ai avut? Despre Minescu. Și cum crezi că te-ai descurcat? Destul de ok. Vei lua? Presupun că da. Cum matematica nu mă descurc. La prima sesiune ai participat? Nu. Ai avut medie neînchiriată? Da, la matematică chiar. Probele orale la limba română și limba maternă se vor desfășura și mâine, iar până la sfârșitul săptămânii sunt programate evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională și competențele digitale. Probele scrise ale examenului de bacalaureat încep pe 24 august cu proba scrisă la limba și literatura română și se încheie pe 28 august. Afișarea rezultatelor va avea loc pe 31 august, iar depunerea contestațiilor se va putea face în aceeași zi. Contestațiile vor fi rezolvate în zilele de 1 și 2 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 3 septembrie.